PSD Mehedinți a reușit să câștige 4 mandate de parlamentari. Partidul condus de Aladin Georgescu a obținut cel mai mare scor în Mehedinți din 90 până astăzi. Astfel, cu toate că inițial PSD-ul luase în calcul un număr de 3 parlamentari, în urma rezultatului obținut de aproape 62%, a primit încă un post de deputat prin redistribuire. Am avut de la început o echipă de oameni serioși pe care noi am propus-o pentru Parlamentul României, oameni care au demonstrat că pot să ne reprezinte în Parlament, pot să reprezinte nu numai pe membrii și simpatizanții PSD, și pot să reprezinte tot județul. Dovada cea mai bună a fost dată de rezultatul acestor alegeri, un rezultat istoric, așa cum nu a mai fost obținut vreodată de organizația județeană a PSD Mehedinți, și am ajuns la situația pe care am avut-o în 2012, când Partidul Social Democrat, la vremea respectivă candidând într-o alianță politică, să trimită tot 4 parlamentari în Parlament. Și spun lucrul acesta pentru că ne-a fost repartizate inițial 3 mandate, un mandat de senator și 2 mandate de deputat, iar la redistribuire, mai mult ca sigur, vom primi și al treilea mandat de deputat. Președintele PSD Mehedinți le-a mulțumit cetățenilor care au votat pentru socialdemocrații, dar îi asigură pe toți mehedințenii că parlamentarii PSD le vor fi alături consilierilor județeni PSD pentru a duce la îndeplinire obiectivele asumate atât în alegerile locale cât și în cele de acum parlamentare. Nu vreau să închei înainte de a mulțumi tuturor mehedințenilor care au venit la vot și să le mai spun încă o dată faptul că dacă până acum eu și colegii mei consilieri județeni ne asumasem obligațiile față de dumnealor pentru a duce la îndeplinire programul nostru județean, program care ne-a ajutat să avem succesul de la alegerile locale din vara acestui an, de acum încolo vom mai avea încă 4 persoane care se vor îngriji ca în următorii ani, într-o guvernare PSD, să ne ajute să realizăm aceste obiective pe care noi ni le-am propus. Prezent la conferința de presă de astăzi, în care PSD și-a prezentat parlamentarii câștigători după alegerile de duminică, a fost și primarul Severinului Marius Creciu. Acesta spune că pentru PSD greul începe abia acum, și asta pentru că socialdemocrații trebuie să demonstreze că au primit meritat votul cetățenilor. Greul de-abia acum începe. Avem cel puțin la nivel, suntem în multe județe din țară, dar vorbim de județul Mehedinți, avem în acest moment aproape toate cărțile în mână. Toate primăriile de orașe sunt la PSD, Turnul Severin Orșova la PSD, Consiliul Județean la PSD, Guvernarea Națională va fi mai mult ca sigur la PSD. Avem toate premizele să încercăm să facem mai mult pentru județul Mehedinți, să încercăm să facem mai mult pentru locuitorii acestui județ, pentru locuitorii orașului Drobeta, Turnul Severin, și eu cred că în 2020, când vor fi următoarele alegeri pentru parlamentare și pentru locale, nimeni nu va ierta, sau nu ne va ierta dacă nu reușim să facem ceva pentru ei. Este important în acest moment că, având toate aceste lucruri, chiar putem să facem ceva. Și având în acest moment parlamentarii ai noștri de aici, din Mehedinți, din Turnul Severin, cu atât mai mult obligația a noastră a tuturor este să urcăm din punct de vedere economic, pentru binele cetățenilor din județul Mehedinți. Viitorii parlamentari PSD de Mehedinți au planuri mari pentru viitorii 4 ani. Nu au uitat însă să le mulțumească celor care i-au ales. Vreau să încep și eu prin a mulțumi tuturor mehedințenilor care ne-au acordat încrederea. Impresionat de numărul mare de mehedințeni care ne-au votat, cele peste 61.000 de voturi obținute, circa 62% din voturile valabile exprimate, reprezintă un motiv de mare bucurie, satisfacție, dacă vreți, o încurajare de a merge mai departe pe acest drum, dar în mod cert pentru noi toți este și o imensă responsabilitate, pentru că nivelul așteptărilor este foarte mare. Îi asigur pe toți mehedințenii că ceea ce am vorbit în campania electorală și înainte de campania electorală vom transpune în fapte în următorii 4 ani. În plan personal, dacă vreți, sau ca mesaj personal, vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Partidul Social Democrat care m-au sprijinit, m-au susținut, m-au încurajat, începând cu domnul președinte
Aladin Georgescu și îi mulțumesc. Vreau să-l felicit pentru faptul că a făcut o echipă puternică în PSD Mehedinți și aceste rezultate demonstrează că forța echipei, valoarea echipei este mai mare decât suma valorilor individuale a personalităților pe care o compun. Îl felicit pe domnul președinte, a știut să armonizeze pe toți cei care s-au înscris în această competiție. Mulțumesc românilor, mulțumesc în mod special mehedințenilor, mulțumesc colegilor primari și tuturor celor care s-au implicat în această campanie pentru a obține un scor istoric pentru PSD în județul Mehedinți. Mulțumesc de asemenea președintelui Consiliului Județean pentru că ne-a acordat sprijin și încredere. În ceea ce privește activitatea parlamentarilor mehedințeni, cred că după 26 de ani se va pune punct absenteismului parlamentarilor în Mehedinți. Parlamentarii mehedințeni vor avea activitate atât în Parlament cât și în teritoriu. Vom fi în continuare, așa cum am fost și până acum, alături de oameni și printre oameni. Puțin timp în urmă, președintele spunea că Partidul Social Democrat a prezentat cea mai bună și cea mai frumoasă echipă care poate reprezenta județul Mehedinți în Parlamentul României. Iată că și mehedințenii au fost de acord cu cele spuse de către președinte, dar în același timp, acest scor care ne bucură, pentru că în momentul când ai un record doborât, atunci nu poți decât să te bucuri, ne face să devenim foarte responsabili. Electoratul, și nu numai mehedinți, electoratul în general, a demonstrat că își poate schimba opțiunea dacă nu faci ceva și pentru țară și pentru județul din care faci parte. Suntem la un an de zile în care un guvern a avut toată încrederea României, iar iată că acum electoratul i-a taxat. Noi trebuie să învățăm din aceste lucruri și în Parlamentul României să ne facem datoria. Viitorul deputat Alexandru Bălănescu spune că țara trăiește un moment istoric deosebit, iar răspunderea socialdemocraților este foarte mare. Eu cred că la bucuria care o avem prin primirea mandatului de cetățenii județului Mehedinți, această bucurie este mai mult aparentă, fiindcă îngrijorarea mea și a noastră este destul de mare. Programul oferit de Partidul Social Democrat este unul destul de dificil de realizat și dacă Partidul Social Democrat nu are liniștea necesară să guverneze această țară și dacă Parlamentul României nu este lăsat în pace să facă legi pentru cetățeni, legi drepte, să scoată statul român din dispozitivul de fiscalitate și stat polițienesc, să-l facă un adevărat stat democrat, mesajul primit și împuternicirea dată de către electoratul județean este una la care poate peste 4 ani rezultatele să nu mai fie aceleași și încrederea să nu mai fie aceleași. Țara trăiește un moment istoric deosebit. Niciodată în România n-a fost atâta putere politică încredințată unui singur partid. Bucuria noastră este, dar răspunderea este de mult mai multe ori mai mare. Pentru că atunci când un popor îți dă soarta în mâinile sale, răspunderea ta, dacă ești conștient de ceea ce ți se întâmplă, este imensă și nu lasă loc la prea multă bucurie, fiindcă ce ne-a lăsat nouă guvernul Cioloș, cu sprijinul prezidenției și cu sprijinul opozanților noștri politici al PNL-ului în asociație cu PD-ul, este o zestre deosebit de săracă și nevoiașă pentru cetățeni.